recunoscut că da, exact, așa a ajuns să sare din pat în pat. Vă rog să nu faceți mișto. Și vă rog să nu mai amenințați cu scandaluri cu interlopii mei, că în Bacău nu există niciun clan de interlop. Ce faci mai aici? Iar ce este golan în Bacău, da? În Bacău nu există niciun golan, da? Prietenii mei s-au legat de mine din cauza asta. Ne-am pus o nară în joc, că eu pun amenințări pe SMS, eu nu fac nimic, niciun amenințare. Hai să stăm așa, să stea un băiat, stați un băiat aici. Bordea, stai tu. Eu nu mă bag acolo. Cu interlop. Nu ar fi mă bag eu interlop. În București nu ar fi interlop. Valentina, potolește totodată, m-am săturat de tine cu scandal. Un interlop vine la București. Stai că-ți lipește-ți un. Ce? Dar nu te apuc așa de însenin, frățioare? Dar asta mă provoacă, nebuna asta, n-ați văzut. Stai din gura că te dau eu afară din emisiune. Dar bine să-l pocnesc la un moment dat, domnul m-a țin să nu... Hai, nu m-am săturat de povestea asta, plec eu din emisiune. Nu cu domnul Lis, că e cel mai generat. Păi da, mă doare inima, dar amenințări tot eu primesc. Credeți că n-am primit plicuri în poștă? Oana mi-a distrus...